Neața! Mulțumesc! Astăzi este 17 august și astăzi vom pleca la Roma. Mama lui tati stă la Roma, pe lângă lacul Braceanu, și trebuie să ajungem și pe la ea o săptămână, bineînțeles. Așa că ne-am decis să plecăm de seară, la noapte. Vom pleca, nu știu, pe la 2-3 ca să ajungem dimineață, tot așa 6 ore facem și până acolo. Și vrem să ne odihnim astăzi, tati încă doarme, este ora 8 și jumătate, dar bebe nu are somn. Așa că eu m-am trezit cu el și l-am lăsat pe tati să doarmă, vedem dacă ne culcăm și după amiaza ca să putem să facem față pe drum. Și nu știu sigur dacă ajungem la mare, dar dimineață, după ce se trezește tati să stea puțin cu bebe, vreau să merg la outlet, la cel outlet faimos care v-am spus că este aici în zonă. Are tot felul de firme, de la Gucci, la Cabana și cam atâtea cunosc, dar are și alte magazine gen Pupa, care mie îmi place foarte mult, are magazine gen acela cu genți Carpisa și de obicei îmi cumpăram mereu geantă de acolo când se schimba sezonul, primăvara și toamna. Acum nu prea mai place ghiozdanul pe care vi l-am arătat înainte. Da, mami. Și ciba, mama, ciba acolo. Și vreau să merg să-mi schimb geanta. Și am ceasul meu de la Fossil care s-a terminat bateria și vreau să-l duc acolo ca să-mi renoveze bateria. Am mai multe lucruri de făcut și vreau să vă arăt acest outlet minunat. E plin de chinești, de ruși, de lume. Au o parcare imensă și mereu plină pentru că suntem aproape de mare. Și se cheamă Noventa Designer Outlet. Apoi mai au un spațiu, cum zic ei, mai au un magazin plin de reduceri și cu lenjerie intimă, intimissimi și tot felul de mărci dintre acestea pentru intim. Și vreau să mă duc să-mi iau cu vreo două costume de baie pentru că, da, ați văzut, m-am îngrășat iarăși. Și sutienul nu mai îmi vine pentru că dacă nu mai alăptez, îmi sunt prea mari. Slipii nu mai îmi vin pentru că am crescut în 3 talii la fund. Așa că vreau să merg să-mi iau și vreo două costume de baie noi. Și vreau să vă arăt și vouă, așa că haideți cu mine astăzi. Sper să vă placă acest filmuleț până la sfârșit. Bună rășioară de la bune, nu? Bio și sănătos, nu? I-am dat lui bebe roșii culese de aici de la mama din ghivece. Cred că suntem la a cincea roșioară. Nu sunt mari. Dar știți de ce mă bucur? Pentru că știți că roșiile au un efect laxativ, iar de când suntem aici bebe, se chinuie puțin. Face cam o dată la două zile, dar se chinuie foarte mult. Așa că mă bucur pentru că aceste roșii sper să-l ajute puțin și mai devreme am mâncat lapte. Deci lapte cu roșii, sigur, efect garantat. A, da, uitam, ia uitați coafiura mea, știți ce-mi place? Că mă trezesc dimineața cu coafiura deja făcută. Da, mi-a ieșit câteva fire, cum zicea fratele meu. Mulțumesc, mama. Au, nu arunca, mami, nu arunca, pentru că doare. Uite furnica, uite furnica. Uite furnicuța. Dar problema este că n-am dormit deloc azi noapte. N-am putut să dorm absolut deloc. Aici mă durea, aici mă durea. Pe spate nu prea pot eu să dorm. Așa că m-am chinuit puțin azi noapte și nu cred că o să reziste codițele astea atât de mult în capul meu. Arată-i lui mami furnicuța! Ia uitați cum este lui bebe fără moț. Îi vine tot părul în ochi, asta nu-mi place și de aceea îl prindem. Oh. Astăzi o să gătesc cu mama, o vrem să facem pastele chinezești. V-am mai arătat eu pe Facebook și pe Instagram cum le fac. Și astăzi le-am cumpărat din Germania și le-am adus și pentru ei. Sigur au și ei aici, dar le-am adus eu și vrem să încercăm, vedem dacă le plac. Și ne-a făcut mama câte un aperitiv cu Aperol, cu vin, cu măslină, cu gheață și cu portocală. A fost foarte, foarte bun și merge acum că e răcoros. Și a vrut și bebe. Așa că mami i-a făcut și lui un aperitiv din puțin suc de ananas sau... Nu ananas, pompelmo. Puțin suc de pompelmo și... puțină portocală pe care o dau acum peste tot, dar destul cât să dea și el noroc cu toată lumea. Dă noroc cu mama. Dă noroc. Hai, dă noroc cu mama. Și cu
nonă. Bravo! Bravo! Și cu tata? Și acum bea! Bea, mama, bea acum! Dă-i cu piciorul! Bravo! Gătesc cu mama, vrem să facem pastă chinezească și am pus praz, morcov, ardei, vom mai pune dovlecei și brocoli, peste care vom pune soia și apoi pasta și acesta va fi prânzul nostru. Între timp avem și ajutor de nădejde aici pe bebe, care și-a găsit de joacă aici în sertarul lui mama. Sosul este aproape gata, am pus și puțin spec și miroase a soia, foarte, foarte bun. Am pus pe deasupra soia și am lăsat legumele, mie îmi plac mai crocante, alții le vor mai moi, cum vă place vouă. Iar aici am pus pasta la fiert, 4 minute, este din aceasta chinezească. Am pus și glass noodle, nu știu dacă ați mâncat vreodată, sunt acelea transparente care seamănă cu sticla. Nu știu sigur dacă sunt cele din orez. Pe ambalaj nu scrie așa orez, dar sunt super delicioase. Gata, până la urmă s-a decis, tati a plecat cu bebe la mare, iar eu plec exact acum cu mama la outlet și abia aștept, mă bucur enorm de mult, și așa băieții nu aveau răbdare. Și merg eu cu mama și ne uităm și căscăm ochii și vedem ce găsim, dacă și cumpărăm, și vrem să vă arătăm și vouă. Suntem la magazin și probăm haine și am găsit și lui Alex cu reducere de 70%, deci aceste două maiuțuri sunt 2 euro, iar această gecuță foarte bună pentru iarnă, pentru toamnă de fapt, la 12 euro, redusă la 50%. O să fac un haul și cu hainele care le iau pentru bebe, dacă vă interesează. Eram aici la cabina de probă și vorbeam cu voi și mama din înăuntru nu e obișnuită așa cu mine. Prima oprire este la magazinul de intim și au lenjerie, costume de baie, pijamale, rouri, chestii sexy de la mai multe firme italienești de lenjerie intimă și o să vă arată înăuntru și niște prețuri. Dacă mi-aduc eu bine aminte, abia aștept să intru. Calcedonia, Intimissimi și Tezenis. Și cam așa arată. Suntem de 2 ore la costumele de baie și nu ne decidem. Sunt atât de multe. Și ai 3 la prețul de 2. Așa că profităm de ocazie și eu și mama ne căutăm. E 6:30, nici nu știm de la ce oră am plecat. Abia am ieșit de la magazinul de lenjerie intimă, abia. Și acum vreau neapărat să ajung la outlet, pentru că dacă nu ajung astăzi, nu știu când mai ajung, de seară plecăm la Roma și suntem aici la 2 pași și vreau să mergem și stați cu noi! Sunt reduceri de 50-70% peste tot, așa că sper să profit și eu și să găsesc ceva care să ne combină. Nu știu dacă știți, dar Desigual este firma mea preferată de îmbrăcăminte. Mi-aș cumpăra numai de la ei. Ăla alb cu inimioara, îți place? Da? Magazinul meu preferat? Acum la Fossil vreau să-mi duc ceasul, v-am spus că îl țin în geantă să-mi schimbe baterii. Carpisa, toate gențile lor îmi plac și toate gențile mele au fost de la ei, aproape toate. Sunt indecisă între aceasta și o au și pe culoarea aceasta, aceasta și aceasta. Din păcate eu vreau să mă opresc doar la ghiozdan și mai ar mai avea și așa, aceasta e piele. Pentru că e încăpătoare și altceva nu pot. Aici, sigur, eu nu intru. Doar 1800, redusă la 1300, păi ce?
prima zi de grădinița lui Alex, ce ar fi să mă prezint așa? Ce ziceți de bărbații la costum? Vă plac? Așa e și mie. Și apoi moda la costumele femeiești. Și Fendi anul acesta ne propune niște încălțări de piață foarte comode. Se pot lăsa și copiii să se distreze și ei. Băi, fetelor, am vorbit jumătate de oră degeaba și mi-am dat seama că n-am filmat și mama râde. Acum am plecat de la outlet, de la Noventa, stați să vi-l arat. Ne-am uitat, am făcut și câteva poze și câteva filmate. Ne-am amuzat copios, eu cu mama. Ne-am uitat la câteva mode pe acolo. Ne-au propus, moda propune niște variante foarte interesante. Și ne-am amuzat la faptul că lumea chiar este așa pe stradă. Bine, mi-închipui că în alte ambiente, în alte orașe e posibil. Dar eu mă duc la piață și la grădiniță de acum înainte. Mă uit să nu ne calce mașinile. Oricum, este foarte interesant, relaxant, așa să-ți clătești ochii, să te uiți. Și mi-am și cumpărat, mi-am luat și eu o geacă de la Dezigual, magazinul meu preferat. Pentru că omul harnic face... Cumpără... Nu, își face sanie, vara și căruță. Iarna. Deci își cumpără geacă vara, să știți. Acum căutăm mașina prin parcare. Am terminat, mergem acasă, este ora 8, fără un sfert. E prima dată când nu suntem acasă. Eu, mama, cel puțin mama era mereu la cină și mergem să vedem cu ce ne surprind băieții și ce au combinat ei, să vedem ce găsim acasă. Mergem acasă, am plecat acum de la outlet, am băut, am uitat să filmez. Ah. Am fost cu mama toată după amiaza și ne-am distrat, ne-am probat o grămadă de haine. Când ai 3, cumperi una. Când ai 300, simți nevoia să le probezi pe toate, nu știu de ce. Acum ne întoarcem acasă, am vorbit cu băieții care au comandat pizza și noi o ridicăm, suntem pe drum. E aproape, outlet-ul e foarte aproape de casa noastră și pizzeria la fel e în drum. Și mă duc să-mi fac bagajul pentru că în seara asta plecăm la Roma. 600 de kilometri. 600 de kilometri. 7 ore minim, cred. Autostrada plătită, nu știu, 40-50 de euro am dat data trecută, ceva de genul ăsta. Bă, țin eu la curent. Și mergem la mama soacră și stăm și acolo vreo săptămână. Mama, dar nu mi-am luat cartela. Am zis că îmi cumpăr o cartelă cu internet pentru că nu am internet să încarc filmulețele. Dar cred că o cumpăr mâine. O cumpăr mâine de pe drum. Bun, mă rezolv acolo. Dacă lipsesc o zi pe YouTube, să știți că nu am internet. Dar recuperez. Pun 3 filmulețe într-o zi, nu contează. Eu am filmat, am vrut să vă arat și vă arat. Așa că mergem acasă, vă arat și ce pizza am luat. Mie îmi place foarte mult pizza italiană. Când fac eu în casă, nu iese la fel. Dar când o cumperi pe vatră, cu făina aia de desubt... Da, am apă în gură și mi-e foame, se vede. Mergem acasă să mâncăm și fac încheierea la vlog de acasă. Așteptăm pizza. În seara asta pizza. Avem mai multe sortimente. Și le încercăm pe toate. Preferata mea în seara asta cu rucola, cu parmigiano și cu roșii. Iam. Gata, este ora 9:30. Am mâncat, am băut, ne-am vorbit, ne-am distrat. Acum tati va urca să-l culce pe bebe, iar eu o să pregătesc bagajele și apoi ne culcăm și noi. Și pe la 2-3 ne trezim să plecăm la Roma. Așa că stați pe aproape, urmează o altă serie de vloguri din alte locuri care sperăm să vă placă la fel de mult. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să ne urmăriți în continuare și dacă sunteți deja alături de noi, vă mulțumim din suflet și pe curând! Pa, pa! Din păcate ziua încă nu s-a încheiat, este ora 11 fără 5 minute. Stați să vă arăt ce face micul meșter. Am scos de la bunii tot din sertare. Noi am încărcat mașina și plecăm. Plecăm la Roma. Nu mai are tati răbdare să mai doarmă până la 2 noaptea și n-are rost să stăm în pat, adică eu aș dormi. Dar nu mai are rost să mai stăm, să ne chinuim. Făcut un duș, de aceea sunt și udă, așa și părul umplit. Să mă împrospătesc și mergem, plecăm acum 5 minute la Roma. Dacă vom fi absenți, după cum v-am spus, nu avem internet, dar voi face tot posibilul. Acum, pe bune, vă mulțumim pentru vizionare și pe curând. Pa, pa!